Ia povestește-mi. Ia-mi pe aici. Eram la vechea ligă. Și n-aveam saloane din ăștia de... Ce, de protocol? Nu, unde să facem adunarea generală. A, n-aveați saloane. Da, și făceam la restaurantul ăla al meu din centru, din spatele telefonelor, la Maxim. Da. Și acolo le dam eu și masă și ăsta și... Copos, bine și el la o singură adunare generală. Bine, protocol nemaipomenit, pe masă de toate și ăsta. Și nu știu ce zice și îl jignește pe Nețoiu. Băi, mâncă, bă, și părea, odată îl văd pe Nețoiu, sărind peste masă, fii atent aici, bă, fugi după el, pe scări în sus, a dispărut Copos. Da, și Copos fuge și el? O, de atunci n-am mai venit la nicio adunare generală, de frică, sau alta, fii atent. Da? Asta mai povestesc, dar ți-o povestesc. Copos a terminat facultatea de atent. Dar ce vă, și l-a prins Nețoiu? Nu, a urcat în mașină și a fugit. Da? Da. Dar nebunul de Nețoiu a sărit peste mesele cu mâncare după? Hai să-ți povestesc una cu Nețoiu diabolică. Aranjează el cu... Asta de la Craiova, care i-a dat echipa lui Mititelu, milițianul... Dinel. Dinel Staicu. Aranjează să-i dea echipa. Am mai pierdut o secundă. Și mă sună și spune, domn președinte, noi duminică vrem să încheiem contractul. Cum mă, duminică, nu lucrează? Veniți acolo, domnule. Bă, o să vedeți ce n-am văzut aici. Nu... Dar cine a sunat? Dinel. Dinel. Da. Dinel. Mă sună și Nețoiu, domnule, te rog frumos să vii acolo, să nu cumva să ne lași, că hai să vezi ce spectacol. Îmi zice ăsta. Se întâlnesc, noroc, la mine, eu cu Valentin. Deci, încă o dată, cine s-a întâlnit? Dinel? Da. Cu Nețoiu. A, nu, că l-ai băgat pe Mititelu în necoate. Nu. Mititelu a luat ulterior da, de la deci el. Deci, Dinel i-a dat-o lui Nețoiu. Nu Nețoiu, da. Nu. Nețoiu i-a dat-o lui Dinel. A, Nețoiul lui Dinel, că după aia Dinel i-a dat-o lui Mititelu. Așa vezi. Așa. Dar stai să vedeți. Și stăm la masă, acolo, unde stăm noi. Și zice, îi spune Nețoiul, dom'le, mi-am dai banii astăzi. Ăla, Dinel, ce da, dom'le? Dau banii astăzi. Îți virez imediat banii în cont. Cât erau? Vreo, în jur de... 300 ceva de mii de dolari. Ajunseseră ei cu alte lucruri. Da, dar, se compensau. Dar 300 trebuia să... În jur de 300. Și ăsta îl întreabă Nețoiu. Băi, dar e duminică. Ce bancă lucrează duminică? La care ăsta spune, banca mea, bre. Eu când am auzit și ăsta, cum îi dai banii acum? Îi dau banii după ce semnați toți documentul. Bine, domnule, eu nu mai auzisem până acum ca o bancă să stea la dispoziția unui individ și să-i dea banii ăsta. Dai să vezi. Dar, între timp, Dinel îi zice lui ăsta, auzi mă, nu te mai da mă așa rotund, că spun-o, îți bag o grenadă în gură. Cine îi zice? Dinel lui? Dinel lui ăsta, lui Nețoiu. Prea mai jignit, nu știu eu, îi zisese asta. Nu, ba da, se bălăcărișă de înainte. Și ce ai zis din el? Îți bag o grenadă în gură de te fac să taci definitiv. Și ăsta Nețoiu se uită, cui băgi mă grenadă în gură? Ție mă, mie? Da. Băi, aveam o masă mare așa, de-abia puteam să stau pe ea și stăteau, era și lată, o știți la aia, Grigore, era de aici aproape... Solidă, una masivă. Masivă. Mă-l văd pe Nețoiu, că urcă pe masă. Da, îi plăcea să escaladeze mesele. Urcă pe masă și după masă, direct cu picioarele în gura lui, băi, fratele meu, n-am văzut în viața mea. Băi, dacă nu i-a dat lui Dinel 200 de pumni în câteva secunde și genunchi în gură și ăsta pe jos. Bă, să ridică și ăsta, fii atent aici. Băi, când îi dă una lui Nețoiu, dă cu el de... Cu picioarele în sus. Nu, de perete. Vine ăsta iar. Nețoiu, bătăuș de talie mondială, vă spun de acum, fraților, acolo unde e, feriți-vă de el, că e deranj mare. Era învățat să bată. Deci le face și un bine la aia. Da, fii atent aici. Băi, era învățat să bată, reține și vă spun, asta făcuse. Înțeleg, băi, se ridică și îl bate pe ăsta. Ăsta desfigurat. Din el desfigurat, bă. Dar cu sânge? Băi, auzi, desfigurat!
Voi alți... Curgea sânge? Curgea sângele din toate părțile, din urechi, din nas, din ochi, din tot. Valentin Alexandru, bine, i-am luat noi pe unul, mai eu, cu, ăla, mai cu, mai cu sfială, nu, cred. Nu, l-a luat Valentin în brațe, s-a umblat, a umplut și el de sânge. Valentin se duce cu el în baie, aveam un cad acolo, o baie mare, așa că stăm la o vilă, știi? La baia mea. Și îl spală cu dușul, bă, frate, pe ăsta. Pe, din el. Bine. Un bucat de sânge, îți dai seama. Bă, da, era pătat tot și ăsta. Trecuseră vreo 10 minute, fii aici. Eu să fac o încercare. Băi, băi fraților, stați un pic. Bă, v-ați bătut, da? V-ați liniștit? Hai, bă, să semnăm actul ăsta, te rog, eu, vă rog, eu frumos și ăsta. Hai, dați mâna și ăsta. Băi, au dat mâna, au stat jos, adu-mi actele. A semnat actele, fie de aici. Dar asta îi spune, domne, nu sunt bune actele până nu am confirmarea că banii au ajuns la mine. Da. Și... Zice nețoiul. Zice nețoiul. Și păi cum să facem? Să pune ei de acord, să dea o hârtie, să o trimită prin fax, da. Că banca a făcut plata aia cu triunghiul ăla, nu știu cum. Știam cum s-a întâmplat, dar nu mai știu toate detaliile. Ăla desfigurat, plin de sânge și astea. Se ridică, dă mâna cu el, dă mâna cu noi și pleacă, vom mânca bași gura voastră.